de data asta e din America și e super mare și are mult mai multe haine, tot felul de haine. Nu mi-amintesc exact ce am comandat. Chestia aia neagră pe care am așteptat-o cel mai mult. Oare e asta? Nu? Nu? Hai, o chestie greșită. Deci mi-a venit o chestie greșită, dar nu știu ce o să fac ea. Ce bine că buzele tale plus buzele mele fac o lume nouă când nu e spațiu între ele. Hei, salutare dragi prieteni și bine ați revenit la un nou vlog cu despachetarea unui colet. De data asta e din America și e super mare și are mult mai multe haine, tot felul de haine. Nu mi-amintesc exact ce am comandat, dar sunt foarte curioasă să despachetez acest colet alături de voi. După cum vedeți, sunt într-un costum din vlogul trecut, da? Într-un training din vlogul trecut și sunt super excited că în sfârșit a ajuns și al doilea colet, fiindcă efectiv în ultimul timp nu mi-am mai cumpărat haine deloc. Și am zis să-mi comand ceva ce nu mai am în dulapul meu neapărat. Bine, așa, asta e o scuză pentru mine, că de fapt am tot felul de chestii, dar în fine, a fost doar o scuză pentru mama, dar e ok. Să mă lasă să comand. Așa că astăzi o să despachetăm acest colet împreună. Uitați să iau o farfecă. Și o să probăm hainele împreună. Bine, partea asta mi se pare cea mai oribilă, că eu nu știu să despachetez. Mie nu-mi place când cadourile sunt pline de scotch. Această bluză super drăguță, dar mi-a venit mărimea, da, mi-a venit mărimea potrivită, deci mărimea asta e SM, vă dați seama? Și e foarte drăguță și știți cu ce vreau să o combin? Cu pantalonii ăștia super, super, super cool, care sper din tot sufletul să-mi vină. Da, o să fie pe... Wow! Mamă, ce bine arată! Efectiv! Deci pantalonii ăștia mi-am dorit extrem, extrem, extrem de tare! Și cred că se combină foarte bine cu această bluză roz. Așa, mi-am cumpărat 3 perechi de pantaloni, aceeași pantaloni de fapt, doar că puțin diferit. Stați să vă arăt cu ce vreau să-i combin pe aia negri. Stați. Mamă, dar ce mi-a comandat aici? Eu nu mai amintesc de toate chestiile astea. What the fuck? Ce e asta? Asta am comandat eu? De ce am comandat așa ceva? Wow, câte chestii, wow, câte chestii, wow. Unde e chestia aia neagră pe care am așteptat-o cel mai mult? Oare e asta? Nu? Nu? Ba, fix aia e. Ba, nu, e jos. Aici e. Gata. Haideți să vă arăt cel mai mișto. Nu știu cum să zic, bluză sau ce-o fi. Deci, mi-am comandat această bluză extraordinar de frumoasă, efectiv o ador, e super frumoasă și vreau să o combin, o să o probez acum cu, cu această pereche de pantaloni negri. Efectiv mi se pare extraordinar, gen o să se combine bombă și o să arate foarte, foarte, foarte cool. Să știți că am găsit site-ul ăsta pe TikTok, mi-a apărut la un moment dat, efectiv, ceva, o sponsorizare, au sponsorizat ei un clip, în fine, și mi-a apărut pe For You pe TikTok și mi s-a părut atât de cool și am zis că, ok, îmi comand de acolo tot ce văd. Mama, abia aștept să port hainele astea. Practic aceeași bluză, doar că mai deschisă la culoare, gen bej, și la fel cu aceeași pereche de pantaloni, doar că pantaloni de culoare bej. Mi-au plăcut foarte mult modelul pantalonilor, de aia mi-am comandat efectiv trei perechi, pardon. Așa, din nou această bluziță care este super drăguță și îmi place foarte mult cu această pereche de pantaloni bej. Wow! Doamne, ce fericită sunt! Efectiv, îmi plac foarte mult hainele. Chiar eram curioasă dacă o să fie de calitate bună sau nu, dar chiar sunt și mi se par super, super, super cool. Efectiv, nu am mai văzut în magazine așa gen de pantaloni. Așa, acum trecem la hainele pe care am uitat, efectiv, complet. Ok, hai să începem cu acest top negru. Oh, ce drăguț e! E super drăguț topul. Îmi place super mult. E un top care are un fermoar pe mijloc și mi s-a părut mai diferit de alte topuri, fiindcă eu am aceleași topuri, efectiv, pe care le port în continuu și am zis să mai schimb puțin stilul. Și
chiar cred că e super drăguț. Deci, așa, o să trecem la un costum super mișto pe care îl combin cu un top pe care la fel mi l-am comandat. O să începem cu topul. Mi-am făcut unghiile și acum rup chestii. Așa, ăsta este topul. La fel, după cum vedeți, e puțin diferit de topurile normale și de-aia l-am comandat ca să am ceva mai diferit. Și vreau să îl îmbrac cu această pereche de pantaloni și cu un sacou. Ceva mai elegant, gen. Am zis să-mi comand și ceva elegant. Arată super bine pantalonii. Așa. Sacou, care e puțin așa mai sport, să zic. Bine, nu e sport, dar e așa super lejer și e foarte comod. O să scot chestiile astea de aici, că nu-mi plac. Mai ales e super mișto costumul. E foarte mare. Mi-am comandat și un colier super drăguț. Foarte frumos colierul. Uitați-l și voi. Bine, sper să nu se înnegrească, cel puțin să țină puțin. Să nu se facă negru din primele două zile, gen. Așa, mi-am mai comandat un costum de plajă. Aceștia sunt pantalonii, care eu i-am comandat mărime mare, gen, da, văd că 34, sunt buni. Sunt fix mărimea mea. Ăștia sunt pantalonii, o să-i port mai mult la plajă și cu acest top se combină foarte bine. Efectiv, este un look așa de plajă. Fix de plajă e, jur. Și mai avem aici un corset! Mamă! Un corset negru, după cum vedeți, dragii mei. Nu am prea multe corsete, dar la fel, mi s-a părut super cool și mișto de purtat. Efectiv, oriunde, chiar și sub acel costum, gen cu sacou și cu pantaloni. Chiar mi se pare foarte drăguț. Și o să trecem la ultimele chestii, dar nu, de fapt mai avem ceva aici. Ce e asta? Că e o rochie, știu că mi-am comandat o rochie. E o rochie super ciudată. Ok, haideți să trecem, dragii mei, la costume. Avem 3 costume sport, fiindcă știți că eu ador efectiv hainele largi și hainele sport, care sunt comode și pot să le port efectiv oriunde. Așa că mi-am comandat 3 costume sport. Unul verde. Mamă, ce sper să-mi fie bun! Bă, da, e bun! Și arată super mișto pantalonii. Mi-am comandat acești pantaloni, am zis să-i combin și cu un tricou și cu un hanorac, gen, și să pot să-l port și primăvara și iarna și oricând, efectiv, și când e frig și când e cald. Hai, o chestie greșită, deci mi-a venit o chestie greșită, dar nu știu ce o să fac cu ea. Eu nu mi-am comandat o mărime asta, dar e ok. Și mi-am comandat și hanoracul pentru costum. Bine, materialul de la costum nu pot să zic că mă dă chiar pe spate, e puțin așa... Nu e moale. În fine. Dar e super drăguț. Chiar mi-a plăcut și mă bucur că l-am comandat. Ok, și trecem la ultimele două costume. Unul roșu și unul negru. Au același model. Mi le amintesc, fiindcă mi s-au părut foarte cool. Bine, foarte cool. Mi se par și simple, dar și cool în același timp. Este un costum simplu negru și unul simplu roșu, care au la mâineci, gen... Au minicele puțin strânse, după cum vedeți, au un elastic care le dă așa un vibe super mișto, gen costumelor, și mi s-a părut super mișto și la hanorac și la pantaloni avem acest elastic. Și unul la fel roșu, așa că haideți să le probăm. Ia uitați-vă și pe cel roșu. Ok, dragii mei, și cam atât a fost cu vlogul de astăzi. Sper foarte mult că v-au plăcut hainele pe care mi le-am comandat. Scrieți-mi și mie care este outfitul vostru preferat din toate pe care le-ați văzut în acest vlog. Eu vă pup pe toți, aveți grijă de voi, vă iubesc enorm de mult și pe data viitoare! Pa!